Și chiar acum declarații. O lună și aproape două săptămâni de când eu am fost investit prim-ministru și domnul ministru a preluat portofoliul Ministerului Finanțelor. Am fost cu toată echipa de secretari de stat, cu domnul director general de la Mari Contribuabil, cu doamna președinte de la ANAF, secretarul general și fostul șef al ANAF-ului. Avem o discuție foarte așezată, în principal, pe ordonanța de urgență pe care urmează să o promovăm în Guvernul României în ceea ce privește partea de reduceri de cheltuieli din sistemul bugetar. Sunt peste 50 de măsuri. Sunt ferm convins că domnul ministru le va detalia. Ele au fost discutate și în cadrul coaliției. De fapt și de drept, vorbim în primul și în primul rând, din punctul meu de vedere, de prima reformă reală în ceea ce privește sistemul bugetar. Este pentru prima oară când un guvern al României își asumă o astfel de abordare. S-a pornit în 2019 o datorie publică de 37%, din câte știu eu, și cu un deficit bugetar de 2,7-2,9. Și am avut, după două guvernări nefericite, am ajuns la un deficit de 9,2. Fiind singurul stat din Uniunea Europeană care are un acord în ceea ce privește deficitul excesiv. Sunt multe măsuri care se iau și mi-aș fi dorit ca aceste măsuri să fie luate din timp de când existau elemente clare că este foarte puțin probabil să ne încadrăm în deficitul asumat pentru anul acesta. Vorbim totuși de o stabilitate economică în România, nu vorbim de o criză economică, nu vorbim de recesiune în România, vorbim pur și simplu de lucruri pe care ni le-am asumat în fața Comisiei și cred că cel mai important este să continuăm acest dialog cu Comisia ca să nu se întâmple ce este cel mai rău pentru orice stat membru al Uniunii Europene, respectiv blocarea fondurilor europene. Eu cred că, mai mult ca sigur, că vom reuși împreună să evităm acest lucru, să avem o negociere corectă cu Comisia, cu elemente atât în ceea ce înseamnă cheltuielile, dar și veniturile, și de aici să avem un plan foarte corect și asumat pe perioada următoare. Nu este confortabil, cred că nici pentru mine, nici pentru domnul ministru, și de aceea am și preferat să vin astăzi, fiindcă, repet, eu nu caut nici vinovați și nici nu fac parte din oamenii politici care să-și asume doar pe cele bune. În schimb, cred cu tărie că toate măsurile propuse în acest moment de domnul ministru sunt niște măsuri corecte. Este timpul ca cei care muncesc să primească salarizarea corespunzătoare, să primească sporuri, cei care merg la serviciu de zeci de ani să se joace pe soliter, să caute în altă parte acest mod de a munci. Sunt peste 50 de sporuri sau
Este incredibil unde a ajuns acest fenomen și mă bucur că am un partener în actualul ministru al finanțelor să ne asumăm aceste lucruri curajos și să le explicăm românilor foarte clar. Am venit cu principiul de a face un echilibru între măsurile ce privesc cheltuielile și măsurile ce privesc veniturile. Cunosc specialiștii care spun că trebuie să tăiate numai cheltuieli. Cheltuielile duc, de fapt, la o scădere a consumului. Normal că trebuie și venituri. De aceea, prin tot acest pachet, atât de reduceri de cheltuieli, dar și de venituri, se va crea un echilibru macroeconomic, astfel încât tot ce este acum funcțional și perspectiva în continuare a României de creștere economică să rămână stabilă. De asemenea, și perspectiva de a nu se discuta cu statul român o suspendare a fondurilor europene.